Un accident rutier mai puțin obișnuit a avut loc aseară pe strada Doboșani din municipiul Botoșani. Un autoturism Alfa Romeo în care se aflau trei tineri nu a acordat prioritate unui BMW, pe care l-a izbit acesta din urmă ricoșând într-un gard. Evenimentul rutier s-a produs în intersecția străzilor Hatban Arbore cu Doboșari, autoturismul Alfa Romeo intrând în intersecție fără să acorde prioritate BMW-ului care circula regulamentar. În urma impactului, șoferul de pe BMW a fost transportat la spital, iar un alt pasager s-a ales cu o sperietură groaznică. În autoturismul Alfa Romeo se aflau trei tineri, toți sub influența băuturilor alcoolice și niciunul dintre ei nu recunoștea că s-ar fi aflat la volan. Trei din câte am văzut eu. Și cum erau? Erau, spărea că erau băuți? Sau știi cine conducea din ei? Sau, de condus nu am văzut. La viteza aia, vă dați seama. Da, el, când a venit potrivit odată, ne-am trezit direct în gară. Aici. Dar când a venit poliția, a recunoscut cineva? Nu recunoștea nimeni. Nu știu de unde. Noi eram aici, erau partea el la întâi, la interviu. Și n-a zis nimeni că e șofer, să cum a fost? Nu. Noi ne îndreptam spre oraș. Într-o dată, autovehiculul ne-a izbit. Ne-a prins în plin. Câți erați în mașină? Doi. Atât, eu cu el era. Sunt victime grave sau? Nu. Nu sunt victime. Ne-am trezut în gard. La locul accidentului au ajuns și polițiștii care trebuie să facă lumină în acest caz. Aseară, în jurul orelor 23, pe raza municipiului Botoșani, pe strada Doboșare, a avut loc un accident auto în care au fost implicate două autoturisme. Șoferul unuia dintre acestea a fost rănit ușor, fiind transportat la spital unde i s-au acordat îngrijiri medicale de specialitate. În celălalt autoturism, vinovat de producerea accidentului, al cărui șofer nu a respectat semnificația indicatorului oprire, au fost identificați trei tineri, toți trei aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În cauză, existând declarații contradictorii, se continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor care au dus la producerea evenimentului rutier și pentru identificarea conducătorului autoturismului care se face vinovat de producerea acestuia. Doi dintre cei trei pasageri au fost testați alcool scopic, valorile fiind de 0,75 grame alcool pur în aerul expirat și 0,52 de grame alcool pur în aerul expirat. Cel de-al treilea a refuzat să sufle în etilotest. Toți trei au fost însă duși la spital pentru prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.